Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori și viscol valabilă vineri și sâmbătă în Moldova, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va înrăutăți în județul Mehedinți, în zona de deal și munte va ninge, iar la câmpie va ploua din abundență și sunt posibile precipitații mixte, favorizând depuneri de polei. În cea mai mare parte a zonei montane va ninge, iar vântul va sufla tare, în special pe creste, viscolind și spulberând zăpada. În partea de nord și de est a Mehedințului a nins, iar la Drobeta, Turnul Severin a plouat, iar la un moment dat au apărut precipitații mixte. Pe drumul național 6 se circulă în condiții de iarnă de când s-a instalat codul galben de ninsori. Zăpada este deja de mai mult de un centimetru, însă pe carosabil au intervenit drumarii, așa că nu sunt probleme. Meteorologii au avertizat că în orele următoare va ninge în Moldova, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în nordul Olteniei și al Munteniei.